doi țigani la divorț. Judecătorul întreabă țiganca care este motivul divorțului. Aceasta răspunde: domn judecător, țiganul meu e nebun. Când vine băut acasă mă ia la bătaie. Uitați, și aseară, chiar înainte de proces, m-a lovit și mi-a scos toți dinții din gură, domn judecător. Judecătorul, vrând să facă morală țiganului, îi spune: tu chiar ești nebun? Așa se bate o femeie. Și soția mea mă enervează, dar îi trag câte o palmă la fund și gata. La toate acestea, țiganul răspunde: aveți dreptate, domn judecător, dar țiganca mea era de gură, nu era de curcă a matale. Un cuplu de țigani la tribunal. Domnule judecător, eu vreau să divorțez de asta, că este așa de proastă și nu am ce discuta cu ea. De ce, domnule? Păi, îi pun o întrebare, să vedeți că este așa proastă cum am zis. Ia spune, fă, ce se află sub pat și începe cu O? Păi, dacă nu e oală, atunci nu știu. Păi, vezi, fă, că ești proastă. Sub pat se află o pereche de pantofi. Vedeți, domnule judecător, ce proastă e? Da, da, aveți dreptate. Da, ia spune, băboule, ce se află sub pat și începe cu H? Nu știu, fă. Hai la altă pereche de pantofi, prostule! Un țigan și o țigancă se hotărăsc să nu mai vorbească urât când fac dragoste. Se hotărăsc, deci, să vorbească în termen de poker. În prima seară, țiganul: fă, țigancă, am deschidere. Pas, mă. A doua seară, țiganul: fă, țigancă, am deschidere. Pas, mă, ce tu n-auzi. A treia seară la fel, a patra la fel și tot așa. După vreo săptămână, țiganca: mă, țigane, am deschidere. Pas, fă. A doua seară tot așa. A treia seară tot așa, până când se enervează țiganca și dă cearșaful la o parte și îl vede pe țigan foarte excitat. Bine, mă, nenorocitule, cu chinta asta royală și tu zici pas? Mal, că te-ai uitat în cărți. O țigancă se duce la teatru. La întoarcere, țiganul o întreabă: cum a fost, fă, la teatru? Păi stai să-ți povestesc. La intrare toată lumea ținea biletele în mână, așa că l-am scos și eu. La ușă unul mi-a rupt biletul. Am vrut să țip, dar cum nimeni nu țipa, n-am mai țipat nici eu. Am intrat, m-am dus pe scaun și deodată s-a stins lumina. Am vrut să țip, dar cum nimeni nu țipa, n-am țipat nici eu. La un moment dat, ăla de stătea lângă mine mi-a băgat mâna între picioare. Eu am vrut să țip, dar cum nimeni nu țipa, n-am mai țipat nici eu. Lasă asta, fă, piesa, piesa cum a fost? Ei, asta era mult mai mare decât a ta. Naște nevasta țiganului. Disperat, acesta fuge să aducă doctorul. Doctorul intră în casa țiganului, unde era întuneric beznă, și îi cere acestuia să aprindă o lampă mai aproape de piranda, ca să o poată moși. Începe nașterea. Doctorul începe și scoate 1, 2, 3 copii. Disperat, țiganul, care mai avea încă 4 puradei, exclamă: domn doctor, mai bine stingem lampa, că ăștia trag la lumină ca muștele. Țiganca cumpără pentru prima oară săpun în casă și îl pune pe cel mai mic puradel să se spele. Puradelul începe: mamă, să mă mai spăl, că uite, deja s-a dus jegul de pe mine.
Mai spală-te, mai spală-te că ești jegos! Mamă, să mă mai spăl? Că apa s-a făcut și mai neagră! Taci și continuă să te speli că ești jegos! Mamă, să mă mai spăl? Că deja mi se vede tricoul ăla roșu! Unei țigăni și-i venise să nască în intersecție. Un polițai care sărise să o ajute, o încuraja. Hai, că poți, împinge! Țiganca avea gemeni. Scoate unul capul afară, se uită și intră la loc și îi zice celuilalt. Frate, hai prin spate, bă, că pe aici sunt gabori! După meciul Stelei de la Sevilla, când Steaua s-a calificat în sferturile de finală, Nicoliță și Olăroiu nu mai puteau ieși pe stradă din cauza fanilor înnebuniți, care le solicitau autografe. Atunci Nicoliță s-a deghizat în doctor și a ieșit pe stradă unde nu l-a recunoscut nimeni. La un colț de stradă o țigancă vindea semințe. El cumpără, după care țiganca îi spune: "Ce faci, măi, bănele?" Acesta o ia la fugă. A doua zi Nicoliță se deghizează în ofițer de poliție. Și din nou aceeași poveste. Nimeni nu-l recunoaște, numai aceeași țigancă. Atunci Nicoliță îi spune: "Nimeni nu m-a recunoscut, numai tu." La care țiganca: "Păi, cum să nu te recunosc, măi, bănele, dacă eu sunt Olăroiu?" Noaptea, țiganul și țiganca într-o lumină chioară dormeau. Pe la 3 dimineața, țiganca se trezește și începe să se holbeze pe perete. După câteva minute începe să-l ghiontească pe țigan. "Țigane, bă, țigane, bă, scoală, bă, mâncați-ași! Ce vrei, fă, că te tai să nebunesc? Scoală, bă, trăiți-ar măta să străiască! Fă, te disec să fac pârnaie! Scoală, bă, n-auzi! Zi, fă, ce-i? Bă, țigane, pe perete acolo, sub icoană, e un gândac, mă! Și ce-ai vrea, fă, să fie un Rembrandt?" Două țigănci aveau lăței și nu mai scăpau de ei. Merg ele la farmacie disperate, se bagă în față și îi spun farmacistei: "Dă-ne, fă și nouă ceva de lăței și mai repede! Nerușinatelor, faceți gălăgie, vă băgați în față și mai vorbiți și urât! Ieșiți imediat afară!" Ies ele afară și ce-i spune una celeilalte: "Du-te, fă, tu, că tu ții român și știi să vorbești mai cizelant!" Intră țiganca în farmacie, stă la rând, ajunge în față și spune: "Aveți cumva vreo alifie pentru păduchi intimi?" Farmacista: "E, așa mai merge! Cât să vă dau?" Țiganca: "Așa, cam cât pentru două păsărici." La examenul de maturitate, vine supraveghetorul, se apropie de Mercedesa și spune: "Domnișoară, ce ascunzi acolo la sân? Nu cumva e vreun dispozitiv de copiat?" "Nu, domnule, să mor eu," răspunse ea. "E decât un dispozitiv de subt." "Cum așa?" "E pura de lumeu, domnul. Știți, n-am avut cu cine să-l las." Duși cu treburile lor, un țigan și o țigancă se întorc mai târziu acasă. Când deschid ușa, ce să vadă? Ăia mici erau plini de rahat de sus până jos. Supărată, țiganca întreabă: "Băi, parpandele,
Ce dracu facem acum? Îi spălăm sau facem alții? Un țigan se prezintă la doctorul stomatolog. După ce se uită în gura lui, medicul zice: Domnule, nu înțeleg de ce ai venit la mine. Ai toți dinții îmbrăcați în aur. Să străiască familia, domn doctor. Am venit să-mi pui o alarmă. Moare țiganul bătrân, iar fiul se duce să ia un sicriu. Vreau un coșciuc pentru tata, cel mai frumos pe care-l aveți. Păi avem din lemn de nuc, la 5.000 de lei. Unul mai ieftin nu aveți? Ba da, avem din lemn de fag, la 3.000 de lei. Dar cel mai ieftin la cât e? Păi avem din lemn de brad la 1.000 de lei. Auziți, hai că-l aduc aici pe tata să-i bateți 4 mânere. Într-o seară vine țiganul acasă la Pirandă cu un puradel. Piranda îl întreabă: De unde l-ai adus și pe ăsta, măi, țigane? Păi, uite, am ajuns la bar și i-am cerut lui barmanul un rom mic, că n-aveam bani de unul mare, și mi l-a dat pe ăsta. Un țigan muzician la concert, tot timpul înainte de a cânta, lua un bilet din toc pe care se uita. După un timp, unul dintre colegi, curios ce scrie în bilet, se uită și el. Pe bilet scria: Arcușul în mâna dreaptă, vioara în mâna stângă. Într-o după-amiază, un vânător trece prin pădure și deodată vede un țigan legat la mijloc cu o sfoară, atârnat de o cracă. Vânătorul întreabă: Țigane, ce faci, mă, atârnat acolo? Uite, m-am spânzurat, vere. Păi da, dar sfoara trebuie să ți-o pui în jurul gâtului, bă, prostule. Am încercat, mâncați-aș, dar mă sufoc. Un țigan aproape ajunge la vamă și pe radiatorul mașinii se înfige o cioară. La control, vameșul se uită spre mașină și îi zice țiganului: Dă-mă cioara aia jos! Care cioară, domnule? Așa vorbești dumneata de nevastă mea? Un țigan povestește: Ieri, mergând pe stradă, am văzut 3 țigani care au atacat o babă. Păi, și ce ai făcut? Clar, am intervenit. Și ce s-a întâmplat? Păi, ce să se întâmple? E clar că în 4 nu a mai avut nicio șansă baba. O țigancă merge la doctor pentru un control general. Doctorul își face meseria. O examinează din tălpi până în creștet, timp de mai bine de o jumătate de oră. La sfârșit, în timp ce scria concluziile examinării, explică țigăncii: Femeie, nu ai cine știe ce. Doar jos ai cistită, iar la gât ai laringită. Ajunsă acasă, țiganca e întrebată de țigan: Auzi, fă, ce zis să fă doctorul? Apoi, bă, bărbate, mi-a zis doctorul că jos îs cam cinstită, dar în gât îs cam lărgită, bă. Țiganca, în timp ce și-a lăptat puradelul,
intră într-o măcelărie și se adresă vânzătorului. Auzi, domnul, nu te supăra. Dacă n-ai putea să-mi cântărești și mie o țâră, copilu, aici la matale, că nu de mult am născut și eu îl tot alăptez, dar nu știu dacă s-o fi îngrășat sau nu. La care măcelarul: bine, vin imediat. După ce se întoarse măcelarul, îi spuse țigăncii: dezosat are 1,2 kg. Într-o zi, un dentist renumit se trezește cu o țigancă în cabinet. Aceasta se așează pe scaun cu picioarele crăcănate. Dentistul îi spune: doamnă, vă rog frumos, aici nu sunteți la ginecolog, stați cum trebuie. La care țiganca: tu să taci! Doctorul insistă: doamnă, vă rog, nu vă este rușine de ceilalți pacienți? Nu mai stați așa! Și țiganca îi răspunde nervoasă: auzi, mă, tu i-ai pus proteza lui bărbatul meu, tu să-i o scoți. Era odată un american, un german, un român și un țigan într-un tren. La un moment dat, americanul scoate o sticlă de whisky din buzunar, bea o gură și aruncă sticla pe geam. Românul se ridică la american și îi zice: ce faci, domnule, ești nebun? Cum poți să arunci whisky original pe geam? Americanul îi răspunde: stai liniștit, la noi se găsesc pe toate drumurile. Mai trece ceva timp și germanul scoate o țigară dintr-un pachet de Marlboro original și apoi aruncă pachetul pe geam. Românul se ridică: ce faci, domnule, ești nebun? Cum poți să arunci Marlboro original pe geam? Germanul îi răspunde: stai liniștit, la noi în țară sunt destule. Trece încă ceva timp și românul îl ia pe țigan și îl aruncă pe geam. Americanul și germanul revoltați: ce faci, domnule, cum poți să arunci un om pe geam? La care românul le răspunde relaxat: stați liniștiți, la noi în țară se găsesc pe toate drumurile. Un țigan este chemat să cânte la o sindrofie dată de noi îmbogățiți ai Revoluției. În timpul chefului, unul îl întreabă: păi, țigane, la utăciști ai cântat? Am cântat, coane. Rău, fiule, rău! La securiști ai cântat? Am cântat, coane, ce era să fac? Dar la nomenclatura ai cântat? Am cântat, coane, că acolo era pericol. Când ajunge acasă, supărat și cu originea mototolită, îi povestește Pirandei ce a pățit, la care aceasta îi zice: bine, mă, boule, nu puteai să spui că nu ai cântat? Cum să spun, fă, când erau toți acolo? Țiganca la policlinică să-și facă analizele. Se duce la informații. Un doctor care face pozii la țâțe aici? Nu, azi nu e nimeni acolo. Dar domn doctor care ghicește în rahatul vinit? Nu, mâine vine. Dar doctorul care își bagă deștele în păsărică e aici? Ia ascultă, asta e curată nesimțire. Bine, bine, când se întorc să le spui că i-a căutat o doamnă căldăraș. Țiganul se hotărăște să fugă peste graniță. Surprins la trecerea frontierei de grănicer, se preface că își face treburile. Ce faci tu aici? Oh, păi mă scuzați, domnule ofițer, mă ușuram și eu. Minți, mă, în spatele tău e doar un rahat de câine. Păi ce să-i faci, domnule, viață de câine, rahat de câine?
Poliția prinde un țigan care furase 1.000.000 de lei. Degeaba încearcă să-l oblige să spună unde a ascuns banii, că acesta vorbește tot pe limba lui. Este chemat în ajutor țiganul Lăcătuș pentru a traduce. Unde ai ascuns banii? Țiganul răspunde și Lăcătuș traduce. Nu vă spun. Polițistul ce coordona ancheta scoate pistolul, îl îndreaptă spre țigan și zice: Lăcătuș, spune-i că dacă nu zice unde a ascuns banii, îl împușc. Traducătorul traduce și țiganul speriat zice: Pe drumul european E15, la kilometrul 100, sub copacul de lângă Bornă. Polițistul întreabă: Ei, ce a zis? Lăcătuș răspunde: Spune că nu-i este frică de moarte. Nevasta lui Lingurar bate la porțile raiului. Sfântul Petru îi deschide și o întreabă: Pe cine cauți? Pe soțul meu, Lingurar. Păi noi avem atâția lingurare aici, că nu știu care-i. Spune-mi ceva despre el. De exemplu, ce ți-a spus înainte de a muri? Păi mi-a spus că de câte ori o să-l înșel, se va răsuci în mormânt. Acum știu de care lingurar zici. El e ventilatorul raiului. Într-o școală de la țară, profesorul îi întreabă pe elevi: Ei bine, copii, când este momentul cel mai potrivit pentru a culege fructele din pom? Micul țigan răspunde primul: Când câinele este legat, domnul. Criza la țigan. Bărbatul nu prea era învățat cu munca. S-a dus la nevasta lui și îi zice: Fă, musai să facem rost de bani. Păi cum? Păi cu ajutorul tău te duc la produs. Țiganca zice că nu are nimic împotrivă, dar să o însoțească el. Țiganca era foarte arătoasă și după 10 minute apare prima mașină, deschide geamul și întreabă care-i scorul. Stai o clipă! Se duce țiganca în tufiș și îl întreabă pe țigan care-i scorul. Păi cum? Nu ne-am înțeles de acasă? 100 de euro! Auzi, mă, că 100 de euro, de toate fac de banii ăștia! Se caută clientul prin buzunare și găsește 80 de euro. Atât am, 80! Stai o clipă! Se duce iar în boscheți la țigan. Auzi, mă, că are numai 80 de euro! Păi tu, țiganco, 80 de euro nu sunt 100. Zic că de banii ăia îi faci una scurtă. Ia uzi, mă, de 80 de euro una scurtă, dacă vrei. Când vede țiganca ce dotat era clientul, ardea toată, tremura și zice: Bă, stai o leacă. Merge iar în tufiș și îi zice țiganului: Mă, nu ai să-l împrumuți pe ăsta cu 20 de euro? Un țigan la școală. Trebuia să aibă o inspecție și profa le zice: Să fie toată lumea cu mâna pe sus, că eu știu pe cine să întreb. La inspecție totul a decurs bine, până la un moment. La o întrebare dificilă nu mai era nicio mână ridicată. Când colo sare țiganul cu mâna sus. Profesoara levită, dar când nu mai a avut ce face, îl întrebă: Hai, Giordel, zi tu! Țiganul: Să moară frații mei, ce buci și ce țâțe mișto aveți! Profesoara: Stai jos, derbedeule, idiotule, 2! Țiganul se așează nedumerit, se întoarce la inspectori, care erau în spatele lui și zice: Băi, mâncava-și familia, nu mai șoptiți dacă nu știți! Într-o noapte, țiganul și piranda lui se trezesc că le ia casa foc.
Pui maci de somn se salvează de-abia cu ce aveau pe ei. Cuprinsă de jale, Piranda se jăluiește. La un moment dat se oprește brusc și se adresează țiganului. Bă, aici miroase a zahăr ars. La care țiganul, mirosind aerul: de la măta, fă, nu știi că avea diabet? Odată un preot se întâlnește cu un țigan. Încep cei doi o discuție, după care, ajungând la o neînțelegere, încep să se certe. Țiganul mai necultivat începe să-l înjure pe preot: du-te bă la dracu, că te pun să-mi miroși ciorapii! Acesta pleacă și a doua zi merge la tribunal și îl dă în judecată. Se întâlnesc cei doi la proces. Preotul îi spune judecătorului povestea, dar țiganul, în loc să se consume, luă o carte și după fiecare pagină punea câte o bancnotă de 100.000 de lei. La sfârșit, țiganul este întrebat dacă are ceva de spus. Se ridică și spune: domnule judecător, eu nu consider că am greșit. După cartea noastră țigănească, eu spun că nu am greșit. Dacă vreți, puteți să citiți și dumneavoastră. Judecătorul deschide cartea și dă o pagină și ia bagnota. Și tot așa. Preotul se satură și spune: domnule judecător, v-ați hotărât? Haide să-l condamnăm. La care judecătorul spune: taci, dracului, că acuși te pun să-mi miroși și mie ciorapii. Un țigan și un român își fac case una lângă alta. Își cumpără exact aceleași materiale și au făcut casele identice. Peste un timp stau ei de vorbă. Românul: eu dacă vând casa asta, probabil o să primesc 5 milioane de euro pe ea. Țiganul: a, păi dacă e așa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea. Păi cum să primești tu 7 milioane pe ea, dacă a mea este identică și valorează 5 milioane? Păi da, dar eu nu am vecini țigani. Un țigan se duce la biserică să se spovedească. Intră și începe să-l întrebe popa ce păcate are. Păi, părinte, am păcătuit cu fapta. Părintele: așa, fiule, spune, ce păcate ai? Păi, îmi e rușine. Am făcut dele necurate și rușinoase. Dacă m-ai ajuta un pic, că mi-e rușine. Păcate trupești, fiule? Zim, ai fost la leana lui Costel? Țiganul: nu, nu. La Maria lui Stan din Vale? Nu, nu, mai pe aproape. Păi atunci la Lenuța lui Fane din Curbă. Țiganul: părinte, trebuie să mă duc, am niște treabă și vin mai târziu. Ieșind din biserică, țiganul îl strigă pe frate său: hai bă cu mine, că aflai adrese noi. Doi țigani se gândesc să fure niște găini. Noaptea, pe la ora 3, intră în cotețul găinilor și încep să le bage în sac. La un moment dat se aude stăpâna casei, care iese cu mătura și strigă: cine-i acolo? Din coteț, țiganii strigă: noi, găinile, dormim! Un țigan român aude de întâlnirea celor mai bogați gangsteri de prin toate zonele și se hotărăște să se ducă și el. Ajunge în America și unul dintre cei mai bogați ștabi, tip Al Capone, îl întreabă: dar tu ce cauți aici, mă? Păi, am auzit că se întâlnesc cei mai bogați oameni și m-am gândit să vin și eu, răspunde țiganul. Mă, tu ai vilă cu 2 etaje ca mine? Nu. Ai Mercedes ca mine? Nu.
Ai lanț de aur învârtit de 3 ori la gât ca mine? Nu. Păi vezi, nu ai ce căuta aici. Așa că hai, du-te la tine acasă. Vine țiganul nervos acasă și strigă sluga: Ioane, vino-n coamă! Ce e șeful? Vine Ion tremurând. Mă, dărâmă ultimele 2 etaje la vilă. Vinde și elicopterul și ia Mercedes și aruncă câinele, că lanțul îl iau eu. Țiganul o găsește pe piranda lui în pat cu nașul. Aolo, te omor, fă! Păi cu nașul mă înșel tu! Auzi, bă, țigane, ai luat carne? Nu. Ai luat cafea? Nu. Ai luat, mă, băutură? Nu. Păi atunci cu ce vrei, mă, să-l tratezi pe nașul? Într-o zi, țiganul merge în pădure să fure lemne. Încarcă țiganul căruța și după un timp apare pădurarul. Măi, țigane, acum te-am prins că fur lemne din pădure. Țiganul, văzând că nu poate să scape, îi zice pădurarului: Apoi, domnul pădurar, să știți că eu nu fur lemnele. Pădurarul întreabă: Dar ce faci, măi, cu lemnele? Păi, le dau la iepuri. Dar ce, mă, țigane, iepurii tăi mănâncă lemne? Apoi șeful, dacă nu le mănâncă, le arunc pe foc. Un sondaj de opinie în Italia. Intervievatorul întreabă mulți oameni de pe stradă dacă ei consideră că în Italia sunt prea mulți țigani. 10% răspund sì, alți 20% răspund no, iar 70% răspund minte ăștia, să moară familia mea. O pirandă borțoasă avea pofte și îi dădease mese gaborului. Adu-mi o înghețată că te scuip dacă nu. După 10 minute, alt SMS. Adu-mi încă 10 înghețate. După 15 minute, alt SMS. Mai vreau înghețată. După 20 de minute, țiganul îi dă un SMS. Auzi tu, chiparoaso, piranda sufletului meu. Chiar crapă pofta în tine sau vrei să faci iar pârtie de schi în casă? O țigancă într-un autobuz plin de lume. În timp ce un bărbat se împingea în spatele ei, țiganca începe să țipe de se auzea în tot autobuzul. Aoleu, ce te împingi, mă, așa? Nu cumva tu vrei să faci sex? Bărbatul rușinat răspunde: Nu, doamnă, niciun caz. La care țiganca și mai nervoasă: Păi dacă nu, atunci dă-te la o parte, că poate vrea altul. Câțiva țigani refuză să treacă la ora de vară pe motiv că nu vor să dea ceasurile înapoi. Ei susțin că sunt ale lor și nu au de ce să le dea înapoi. Piranda și Pardaian se întâlnesc pe uliță cu preotul. Acesta avea o mână în gips. Săru mâna, părinte, dar ce ai pățit la mână? Ei, ce să pățesc? Am alunecat în cadă când am ieșit. Pleacă fiecare pe drumul lui, după un timp de gândire. Auzi, fă, pirandu, dar ce-o fi, fă, și aia cadă? Nu știu, mă, că doar știi că nici eu nu prea mă duc pe la biserică.
O firmă dă un anunț că angajează bodyguards, iar pe anunț mai era precizat că fiecare candidat trebuie să se prezinte cu soția. Un cetățean vede anunțul și se duce cu soția acolo. Intră înăuntru și îi se adresează un angajat al firmei respective. Ai venit pentru înscriere? Da. Soția unde este? Afară. Vă dau un pistol cu care trebuie să vă duceți afară și să trageți în soție. Asta este prima probă. Cetățeanul: măi omule, ai nebunit? Mai târziu alt cetățean, aceeași poveste. A doua zi vine și un țigan: domnule, am auzit că angajați doia. Așa este. Unde e piranda ta? Afară. Uite, ia pistolul ăsta și du-te și în pușcă. Se duce țiganul afară și se aud pocnituri, zgomote mari. Într-un târziu vine țiganul înăuntru: măi omule, ai înnebunit? A trebuit să o omor cu scaunul, că mi-ai vârât gloanțe oarbe. Un țigan și un român au furat împreună. La proces, judecătorul îl întreabă pe român: de ce ai furat calul? Nu l-am furat, zice românul. Era al meu. L-am crescut de când era mânz. Bine, zice judecătorul, ești liber. Ia zi, țigane, de ce ai furat pușca? N-am furat-o, mâncați-aș, zice țiganul. Era a mea. Am crescut-o de când era pistol. O sută de români fugeau de mama focului la vale, disperați. După ei, un țigan cu bâta cât casa. Un țăran de pe marginea drumului strigă la ei cât poate: bă, oameni buni, ce aveți bă de fugiți așa? Sunteți nebuni? Păi cum să nu fugim? Păcatele noastre, că dacă ne prinde țiganul ne omoară. Păi bine mă, boilor, dar voi nu vă uitați cât sunteți voi și el e singur? Păi da, bre, dar poți să știi în care dă primul? Stă Bulibașa pe prispă și citește ziarul. Piranda trebăluiește prin curte. Auzi, fă, Pirando, ce scrie la gazetă, ci că o bombă de aviație costă 10.000 de euro. Doamne! Exclamă țiganca plesnind din palme și holbându-se în sus. Dă, Doamne, să cadă una și la noi în ogradă! Merg țiganca cu țiganul la doctor, că erau constipați. Țiganul așteaptă afară. Doctorul: ia aceste supozitoare și bagă-ți-le în anus. Iese țiganca cam nelămurită. Țiganul: no, ce-o zis domnul doctor? Țiganca: ca să le băgăm la anua. Fă, tu ești nebună? Meri înapoi și zic că nouă nu ne trebuie la anu. Țiganca înapoi la doctor: domn doctor, nouă amune trebuie, nu la anu. Doctorul: nu la anu am zis, dar las, bagă-le în rect. Iese țiganca iar: no, ce-o zis domnul doctor? Să le bagi direct. Direct, direct, dar unde? Țiganca intră iar la doctor: domnul doctor, direct, dar unde? Doctorul exasperat: în cur, auzi? În cur să ți le bagi. Țiganca iese supărată: no, țigane, fusă-i sigură că o să se supere domn doctor pe mine. Acum o zis că putem să ne le băgăm în cur. Țiganul voia ca să-i fete scroafa și se hotărăște să o ducă la vier. Dimineața se trezește, suie scroafa în roabă și o duce la vier. Când se întoarce seara cu scroafa, le spune puradeilor că el se culcă.
și dacă noaptea fată scroafa să-l trezească. Peste noapte, scroafa nu fătase, așa că țiganul o suie din nou în roabă și o duce la vier. Când se întoarce seara cu scroafa, le spune puradeilor că el se culcă și dacă noaptea fată scroafa să-l trezească. Peste noapte, scroafa iar nu fătase, așa că țiganul o suie din nou în roabă și o duce la vier. Întorcându-se acasă, le spune iarăși puradeilor că dacă fată scroafa să-l trezească. Peste noapte, puradeii intră peste țigan. Tată, tată, scoală repede! Ce, mă, ce? Fată scroafa? Nu, s-a suit în roabă! Un țigan intră într-un bar, se așează la masă și spune: ospătar, un rom aici! La care ospătarul răspunde: o, mă, că te-am văzut, du-te, dracu! Ce face un țigan când intră prima dată pe un computer? Caută la coșul de gunoi.